Timp de două zile, pe 1 și 2 decembrie, o importantă delegație a Bulgariei condusă de președintele Adunării Naționale, Mihail Raicov-Micov, a efectuat o vizită în România, prima oprire fiind în municipiul Calafat. Aici, demnitarii bulgari au fost întâmpinați de către deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, președinte al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria. Delegația s-a deplasat apoi la București, la invitația președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, unde au avut loc discuții legate de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, precum și pe teme ce vizează susținerea reciprocă a proiectelor strategice de dezvoltare economică și socială a regiunii balcanice. La încheierea vizitei oficiale de la București, delegația bulgară a fost invitată de deputatul Nicolae Florian la cabinetul parlamentar din municipiul Giurgiu. Astfel, președintele Adunării Naționale din Bulgaria, însoțit de Petar Dulev, președintele grupului parlamentar de prietenie Bulgaria-România, doi miniștri ai statului bulgar și alți înalți demnitari au onorat invitația parlamentarului Nicolae Florian și s-au aflat preț de câteva minute la Giurgiu. Domnule președinte, bine ați venit la noi la Giurgiu. Uvăjaimim sub din prețădată, el dobra duște prin ascul Giurgiu. La cabinetul parlamentarului de Giurgiu. Tuk ste v parlamentarni cabinet na deputatul Giurgiu. Suntem onorați pentru toate proiectele pe care le aveți cu privire la dezvoltarea regiunii noastre. За нас е чест, относно всички проекти които имате, свързани с развитието на нашия регион. De asemenea, sunt deosebit de onorat pentru toate proiectele pe care le-ați întreprins alături de Guvernul României și de Parlamentul României. Също така, за мен е истинска чест за всички проекти които предприехте, заедно с Румънското правителство и с Румънския парламент. Iar eu, în calitate de președinte al grupului parlamentar, Iaz, că te-o prețedată la parlamentarnătă grupă. Pentru Bulgaria. Za Bulgaria. Grup de prietenie. Grupa za prietelstvo. Vă asigur că împreună cu omologul meu. Iscăm da vi uveria, ce zaedno să s moja colegă. Vom depune toate eforturile. Și da apologim sici usilia. Să întărim aceste relații între România și Bulgaria. La rândul său, Mihail Raicov-Micov s-a arătat extrem de bucuros de vizita sa la Giurgiu, precizând importanța istorică pe care le au Giurgiu și Ruse în luptele revoluționare. Prietenie cu Parlamentul na România, cu negovo prevăzhoditelstvo, господин Филипов, сме тука, именно в Гюргево. Stimate domnule Florian, eu mă bucur foarte mult că împreună cu președinții comisiilor din Parlamentul Bulgar, este vorba de Comisia pentru Afaceri Interne, Comisia de Transport, cu președintele Comisiei Grupului Parlamentar de Prietenie cu România, împreună cu domnul ambasador Filipov, că suntem astăzi aici împreună. Gheorghevo има запазено място в нашите революционни борби за освобождение. Giurgiu își are un loc special în luptele noastre revoluționare pentru eliberarea țării. Онова гостоприемство, което гражданите на Гюргево се оказвали в оня труден момент на българските хъшове, как ще го преведете, не знам. Оспиталитатea pe care au dovedit-o locuitorii orașului Giurgiu pentru revoluționarii bulgari din acea perioadă. Е завинаги записано в златните страници на българската история. Се află, este scrisă pentru totdeauna în paginile de aur ale istoriei Bulgariei. Și pentru că în urma acestei vizite relațiile de prietenie dintre cele două țări s-au întărit și mai mult, la cabinetul parlamentar al deputatului Nicolae Florian discuțiile au fost libere și deschise, finalizate cu un schimb de cadouri. Същото време, това е носталгия по едно време, в което красотата на Дунава. Aceasta este o nostalgie dintr-o perioadă în care frumusețea Dunării e била извор на вдъхновение за много художници от двата бряга. A reprezentat o inspirație pentru foarte mulți pictori de pe ambele maluri ale fluviului. Аз искам да ви подаря. Eu vreau să vă dăruiesc едно малко изображение на българския парламент. A parlamentului bulgar. Което присъствайки във вашия офис и във вашия дом, където решите. Care fiind prezent în да ви напомня, че имате в България приятели. Să vă amintească că aveți în Bulgaria prieteni pe care vă puteți baza и с които заедно можем да бъдем по-успешни в Европа. Și cu care împreună putem să avem mai mare succes în Europa. Impresiile oaspeților bulgare au fost dintre cele mai plăcute, iar modul în care arată cabinetul deputatului Giurgiuvean a adus toate laudele. Скошен офис, за който всеки народен представител от нашия парламент може да завижда в региона си да има.
fiecare Ciudesno. Deputat din Parlamentul nostru poate să vă invidieze pentru acest sediu, este foarte frumos. Vă înseamnă că господин Florian e уважаван и търсен политик тук. Asta înseamnă că domnul Florian este un politician respectat și căutat aici. Vizita delegației bulgare în România nu a fost una fără rezultat. În urma discuțiilor cu reprezentanții celor două camere ale Parlamentului României, s-a stabilit ca cele două parlamente să dea simultan o declarație privind aderarea la Schengen pentru stabilirea unui plan concret de acțiuni. S-a remarcat de asemenea că România și Bulgaria nu au divergențe și trebuie să identifice punctele comune pentru a se sprijini reciproc și a avea un demers coordonat pentru aderarea la Schengen.